A traversat neregulamentar o stradă din Deva și a fost lovită de o mașină. Este vorba despre o femeie în vârstă de 66 de ani, care a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Deva pentru îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. O femeie în vârstă de 66 de ani din municipiul Deva a fost accidentată de un autoturism în timp ce traversa pe strada Mihai Eminescu din reședința de județ prin loc nepermis, conform datelor furnizate de către reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Femeia a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 21 de ani din Deva, care a efectuat un viraj stânga de pe strada Victor Babeș. În urma accidentului a rezultat rănirea femeii, care a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea acordării de îngrijiri medicale.